Primăria vrea să impoziteze cetățenii din Iași cu 5 iron pentru bradul pe care îl vor aduce din Statele Unite, un brad de 70 de metri, fiindcă el va consuma foarte multă energie electrică. Știți cum, instalație de pom, sunteți de acord cu această taxă? Nu știu ce să spun, în primul rând nu știu dacă e adevărată este treaba asta. Adevărat. Dacă e adevărată înseamnă că... Vor aduce de la World Trade Center prea, de acolo. Prea costisitor. S-o puteți, e frumos, e bine dacă nu avem și posibilități. Dar ce, noi nu avem braze în țara asta? Dar nu cu New York. Sunteți de acord să plătim noi toți câte 5 roni pentru acest brad? Nu. Eu cred că nu este distanța prea mare și avem și noi și să ocupe să planteze braz ca să avem de la noi, nu să aducem din... Los Angeles. La capătul pământului. Dar nu cu New York. Dar de ce să impoziteze pe astea 5 luni? Ei aduc un brad foarte înalt, de vreo 70 de metri, de la New York, care, bineînțeles, că va consuma foarte multă energie electrică, instalațiile și toate zorzoanele electrice. Aha, ne impozitați pe noi ca să poată să-și ia bani de la noi, ca să dea pe brad și pe instalații. Deci poți să faci 10 brazi de la tine din țară, dacă vrei, nu trebuie să aduci la New York. Bradul va fi adus de la New York și va avea peste 70 de metri, deci va fi ceva impunător. Da, de ce nu găsim în România? Știu, am înțeles, pentru că sunt... L-au adus de, normal trebuia să-l pună în zona World Trade Center, dar fiindcă este liber locul ăla, l-au adus la noi în țară, instalația va costa foarte mult. Nu sunt de acord cu taxa pentru o primărie din taxele care le primesc, de la impozite, eu știu ce taxe, că nu lucrez în cadrul primăriei ca să știu exact ce taxe se primesc acolo, să fac în așa fel să aibă cu ce lumina un pom pentru toți locuitorii. Ei au spus că au un brad foarte înalt și instalația va fi... cum foarte multe becuri. După posibilitățile care le au. Dacă nu au posibilități, deci un brad nu se face nici în fală, nici pe spinarea oamenilor. Să aibă cum au cei din New York. Să fii sănătoși. Ăia nu cred că contribuie, dar nivelul salariului care este la noi în România nu este, cred că, și la New York. Nu știu, mi se pare aberant. De ce? Păi da, oricum nu se plătesc impozite atâtea la stat, sunt atâtea... venituri din altă parte. Ei aduc un brad foarte înalt din New York. Sănătos, instalația va fi destul de lungă și vă dați seama, va fi kilometri. Nu sunt brazi la noi în România. Eu cred că avem destul braz. Știți că vom avea mai mult consum energetic pentru instalația de brad, pentru steluțele care vor fi amplasate prin copaci. Sunteți de acord cu această taxă pusă de primărie? Ce să fac? De nana mi-e tare drag. Dacă toți sunt de acord, eu nu puteți fi de acord. Domnule primar, un brad după posibilitățile noastre ale municipiului Iași. După bugetul care este la municipiul Iași. Asta dorim. Bugetul, dacă e mai mic, să fie un brad mai mic. Dacă nu ne putem compara noi cu New York. Asta. Gata? Da. Mulțumim. Dragi conducători, vă rugăm să luați în calcul toate veniturile care le are primăria și poate găsiți o soluție să faceți un brad după nivelul fondului care îl aveți, posibilităților care sunt. Dar și după cât credeți că merită și ieșenii. Dragi autorități, domnule primar, cred că România noastră are destui braz, așa că nu avem nevoie de braz din New York. Cred că este o... Nu știu, mi se pare ceva aberant să mai impoziteze și pentru așa ceva. Un mesaj pentru domnul primar atunci. Ce să fac? De la mea tare drag. Fericire, bucurie, să fii sănătos. Să-mi afle dragostile, lasă că nori. Deci nu aduceți brazi de la noi, din America, aduceți de la noi că... Dar nu cu New York. Avem și să orientezi, să plantezi. Deci, domnule primar, nu mai dați banii pe bradul la New York, luați de la noi din țară, că sunt foarte frumoși și mari, falnici, și restul de bani dați la pensionari care au 3 milioane înainte de sărbători. Avem brazi frumoși, păduri frumoase, încă le mai avem, ca să spun așa, și s-ar putea găsi un brad în munții patriei noastre, nu peste hotare, peste oceane, nu mai știu eu unde. Ah, da, gata. Mulțumim frumos. Să fiți sănătos. Sănătate, numai bine.
Cam asta a fost emisiunea noastră de astăzi. Ar mai fi o domnișoară, dar... Eu voi merge la suc, nu-i voi lua interviu. Yes. Let me tell you why.